Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Oameni și Povești. Sunt Penina Cirț și mă bucur să descoperim împreună povești de viață impresionante ale unor oameni care au trecut peste greutăți, au luptat pentru visul lor și au reușit. Despre invitata mea de astăzi pot să vă spun că este mama a trei copii și se ocupă de instruirea părinților de mai bine de 14 ani, fiind unul dintre promotorii parentingului în România. Cu o copilărie presărată de provocări și cu asumarea de a o lua de la capăt, aflăm astăzi o poveste de viață impresionantă. Haideți să descoperim cine vine în platoul emisiunii Oameni și Povești. Mandler se iubește să lucreze cu părinții de mai bine de 14 ani. Este psiholog și expert în parenting, fiind unul dintre promotorii științei parentingului în România. De câțiva ani participă și realizează programe de formare în psihoterapia traumei, fiindcă a înțeles că atât copilul cât și sufletul părintelui au nevoie de grijă. Susține de mulți ani cursuri pentru părinți și organizează conferințe cu invitați internaționali, fiind una dintre promotoarele științei parentingului în România. A trecut peste multe provocări în viață, dar a reușit să o ia de la capăt de fiecare dată. Este mama a trei copii, un băiat de 14 ani și două fetițe de 12, respectiv 10 ani. Otilia iubește cărțile și le citește cu nesaț încă din copilărie, iar de-a lungul timpului și-a dezvoltat și pasiunea pentru scris, astfel că a scos două cărți de povești pentru copii. Mai multe despre viața Otiliei, care a fost presărată cu multe provocări, aflăm în emisiunea de astăzi la Oameni și Povești. Eu eram o fetiță foarte grăsuță. Eram supraponderală în condițiile în care nu existau mulți copii supraponderali. Am suferit foarte mult. Adică țin minte că mă culcam seara și la vârsta de 5 ani îmi propuneam, ok, mâine dimineață o să mă trezesc și o să mănânc mai puțin. De pe la vreo 10 ani, o amintire destul de neplăcută, care a adus așa o turnură în viața mea. Părinții n-au știut de treaba asta. Nu. Când le-ai spus? Când mi-am amintit de ea, pe la 20 ceva de ani. Și ei ce au spus? Le-a părut rău că n-au știut, le-a părut rău că a trebuit să mă descurc singură cu accidentul respectiv și da, le-a părut rău. Asta e că le-a părut rău. Ție ți-a fost rușine să împărtășești cu ei? Nu mi-am pus problema să împărtășesc cu nimeni. Și pentru că aveam o stimă de sine foarte scăzută din cauza greutății. Eu însă sunt o persoană care a contribuit la traumele copiilor mei. Eu am o relație bună cu ei. Deci, în ciuda porcăriilor pe care le-am făcut eu, relația mea cu ei e bună. Adică ei îmi spun mie până acum cele mai rele lucruri pe care le fac, cele mai rele lucruri care li se întâmplă. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și Povești. O am alături de mine pe Otilia Manteler, psiholog și expert în parenting. Bine ai venit, Otilia! Bine te-am găsit, Penina, și îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur tare mult să fim împreună. Știi, noi ne cunoaștem din anul 2015 și abia acum am ocazia să te invit la o emisiune în care să aflăm mai multe detalii despre tine. Tu ești cunoscută în România pentru cursurile de parenting pe care le predai părinților, dar poate puținii cunosc detalii despre viața ta și mulțumesc că ai acceptat provocarea de a deveni puțin vulnerabilă. Da, cum să nu? Chiar m-am gândit că o să se întâmple asta și dovadă că am fost emoționată încă de azi dimineață, m-am trezit mai devreme și mi-am uitat rochea acasă. Adică s-a rezolvat între timp, da. Așa că și eu îți mulțumesc că îmi dai această ocazie să mă simt specială. O să ne întoarcem în timp. Mie îmi place să spun că poveștile adevărate încep în copilărie. Da. De aceea mi-aș dori ca să te întorci cu ochii minții în timp la copilăria ta și să ne spui care era jocul tău preferat, mai ales că în momentul de față tu chiar ai un curs intitulat Joc și emoții. Sunt curioasă, ce te jucai tu în copilărie? Îmi plăcea foarte mult să mă joc cu păpușa. Am avut o păpușă. Țin minte că era un fel de maimuțică cu un cap de copil și mă jucam foarte mult cu păpușa aceea.
Și apoi mai aveam la bunicii mei, unde am crescut, o altă păpușă mai păpușă, așa, mai cu ochi de fetiță, cu codițe. Și deci cu păpușile îmi plăcea enorm să te mă joci. Joc. Dar și în să relații... sar coarda. Da. Îmi plăcea să mai, să mai sar coarda. Deci coarda și păpușile. Te jucai mai mult singură sau aveai, nu știu, o gașca ta? Unde ai copilărit? La casă, la bloc? Mă jucam singură și acum râd pentru că de multe ori copiii mei râd de mine și zic: măi, mamă, tu nu prea știi lucruri multe despre prietenii, pentru că tu ai fost o ființă tristă când erai mică, nu aveai prieteni, că eu le-am mai zis așa, le-am mai povestit din copilărie mea. Nu prea am avut prieteni până da, de la vârsta cum, de 10 cum a ani. Fost? Da, e o bună întrebare. Cred că prieteniile pe care le aveam la grădiniță, de exemplu, în grupa mare, cam de acolo am eu amintiri, deși am și din grupa mică, eu eram o fetiță foarte grăsuță. Și mă mir că spui asta. Da, nu se vede acum. Deci erai supraponderală atunci. Eram supraponderală în condițiile în care nu existau mulți copii supraponderali. De exemplu, într-o școală, țin minte asta, într-o școală sau într-o grădiniță erau maxim 3 copii supraponderali și atunci unul dintre ei eram eu. Și asta mă făcea să... m-a făcut foarte mult să mă schimb ca persoană, pentru că, într-un fel... trebuia să-mi ascund defectul ăsta, compensându-l, pe care nu puteam să-l ascund, normal că era fizic vizibil, și trebuia să compensez prin altceva. Și atunci copiii veneau la mine când aveau nevoie de ceva. Eu trebuia să fac ceva ca să mă accepte. Dar era o respingere și din partea lor? Adică te stigmatizau? Din partea lor. Nu mă simpatizau. Nu, te stigmatizau? Da, 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 îmi spuneau tot felul de apelative. Grasa, balena. Și acum, a fost oribil. Cum te simțeai? Cum a fost? Știi de ce te întreb? Pentru că foarte mulți copii se pot identifica cu ceea ce ai simțit tu atunci. Am observat că în timp ce-ți povesteam am început să râd, dar de fapt nu-i de râs. E de plâns. Știi? Adică... acum vorbești despre o amintire. Da, ți-e ușor să te întorci în timp, dar tu atunci ai suferit mult. Pentru că am mai povestit-o, dar am suferit foarte mult. Adică țin minte că mă culcam seara și la vârsta de 5 ani îmi propuneam: ok, mâine dimineață o să mă trezesc și o să mănânc mai puțin. Îmi era foarte clar că eu trebuie să fac niște eforturi legate de mâncare, de sport. Iar șocul cel mai mare a fost când l-am rugat pe tata să mă ducă la gimnastică. Pentru că eu, deși eram grăsuță, eram foarte flexibilă și făceam șpagatul la 5 ani, făceam toate astea, podul. Și am zis lui tata la un moment dat, am zis: eu vreau să fac gimnastică. Și tata îmi spunea: păi poate să faci altceva, poate, nu știu. El nu știa cum să-mi zică: măi, nu o să te accepte. Și până la urmă m-a dus acolo, doamna instructoare s-a uitat la mine, de la școala 7 din Focșani, țin minte, și acum... Și eu m-am dus pe hol, am așteptat pe hol și îl așteptam pe tata ca și cum să-mi dea verdictul. Și tata a spus: nu te acceptă. Și am zis: de ce? Și el a zis: pentru că ești prea înaltă. A fost drăguț din partea drăguț, lui. Da. Dar tu ai înțeles. Da. Eu am știut de ce nu mă acceptă. Și atunci greutatea a fost una din provocările mele de când eram mică și mi-a marcat felul de a interacționa cu ceilalți. Părinții cum... te vedeau și cum se raportau la tine, având în vedere că erai supraponderală? Îți spuneau și ei ceva de genul lucrurilor pe care le auzeai la grădiniță sau la școală? Nu m-au jignit niciodată. Țin minte că aveam discuții cu mama și o întrebam: mama, dar sunt grasă? Și mama îmi spunea: nu, nu ești grasă, ceea ce nu m-a ajutat. Eu știu că ea încerca să mă încurajeze. Să mă încurajeze, dar eu știam că-s grasă. De fapt, eu căutam ajutor și sprijin să slăbesc kilogramele alea ca să mă poată accepta copiii. Deci simțeai o frustrare permanentă în inima ta. O rușine, ta. Nu numai frustrare, o rușine de corpul meu. Și ai spus că tu doreai să compensezi. Cu ce compensai? Cu multă drăgălășenie, cu multă atitudine de a face pe plac. Celorlalți copii. Celorlalți copii, da. Și cu multă inteligență. Oricum, inteligența îmi este dată de la mama și de la tata, dar am supra-stimulat-o ca să pot să ies și eu în evidență cu ceva, nu numai prin defectul meu fizic. Am înțeles. Ziceai de părinți că ai calități de la ei. Cum au fost ca și părinți? Ce tipuri de părinți au fost? Echilibrați, autoritari, permisivi? Cred că s-au echilibrat unul pe celălalt. S-au completat. Cum era tatăl, cum era mama? Tata era autoritar. Nu se discuta.
Da, era fața lui. Poziția de drepți. Da, așa. Iar mama era permisivă. Deci cumva și-au distribuit rolurile. Nu cred că au vorbit despre asta, dar s-au completat unul pe celălalt. În schimb, eu am foarte multe de la tata. Deși sunt o persoană flexibilă, care a învățat multe, care s-a schimbat foarte mult, eu am o anumită rigiditate și o autoritate de la tata. Da. De fermitate. Am ceva de la el și energia lui. Am foarte multă energia lui tata. Ce amintiri ai împreună cu părinții? Se jucau împreună cu tine? Mi-amintesc o vacanță la mare, în care eu și fratele meu eram bolnavi și stăteam în cameră și ne jucam jocul acela cu costume de dans, nu știu dacă îl mai știi, cu costume naționale. Deci era un joc de cărți, nu era păcălici, era un joc în care se făceau perechi de, uite, ăsta e indianul, ăsta e indianca, ăsta e șarpele. Se poate, eu nu l-am jucat, așa că mi-ar plăcea să ne spui și asta este amintirea ta împreună cu părinții. Uite, asta mi-a venit acum și mai am amintiri când mergeam la crâng. Făceam grătar cu o altă familie și atunci ne mai jucam așa cu mingea. Când mergeam la mare, se juca tata cu noi în apă. Cam astea sunt, cam de genul ăsta. Multă joacă, mai mult afară decât înăuntru. Și în rest am citit foarte mult. Mi-amintesc, asta făceam, citeam. Mi-amintesc într-o zi că tata și mama aveam 5 ani. Și știam doar literele și mi-au zis, ok, noi trebuie să ne ducem la servici, nu avem cu cine să te lăsăm, tu stai în casă. Uite, ia poezia asta care avea, nu știu, nu era chiar cât Luceafărul, dar una foarte lungă și mi-a zis, ia-ți poezia asta și învață-o. Și când venim de seară, tu nu o reciți. Și am învățat-o pe toată, deci am silabisit-o. Wow, la 5 ani. Da, la 5 ani și citeam ziarul Scânteia, nu înțelegeam nimic, dar citeam Scânteia. Era informată de pe atunci. Foarte fain, da, ce frumoase amintiri. Acum nu știu, ne-ai spus de o perioadă mai puțin plăcută legată de aspectul tău fizic. Da, da. Dacă ai mai avut și alte amintiri care poate te-au marcat într-un mod negativ și ai dori să spui despre aceste momente? Cred că o amintire care m-a marcat negativ, o amintire pe care nu am conștient, dar o am pentru că mă urmărește în toate relațiile mele, și cu prieteni, și cu bărbați, este faptul că mama mea, e faptul că mi-a lipsit mama, pentru că știi, pe vremea noastră, părinții trebuia să se întoarcă la serviciu și ne duceau la bunici, iar bunicii stăteau cât de cât departe de casă și mie mi-a fost dor de mama, iar eu nu mi-amintesc exact când aveam eu 7 luni, un an și ieșea mama pe ușă. În schimb, mi-amintesc dorul. Deci mi-amintesc cum mă plimbam prin casă la 2-3 ani pe la bunici și o căutam pe mama. Asta mi-amintesc foarte mult și cumva asta deci m-a marcat. Și mai am un episod de pe la vreo 30, de la 30, nu la 30, de pe la vreo 10 ani. O amintire destul de neplăcută, care a adus așa o turnură în viața mea, despre care n-am povestit nimănui atunci, dar pe care am depășit-o din cauza că am avut o anumită inteligență și am știut unde să caut și cum să caut. M-am orientat către religie atunci. Cumva cred că forțele Universului, Dumnezeu, m-au ajutat pentru că mi-au trimis în cale. Eram într-o vizită și a venit cineva, eram în clasa 5-a și a venit un pastor, eu sunt creștină ortodoxă, dar el nu era, nu știu ce era, dar vorbea și eu eram fericită că pot să exersez engleza și pastorul ăsta era și frumușel așa, și mi-a zis, uite, ia cartea asta care se chema Mere Christianity a lui C.S. Lewis. Am citit-o în clasa 5-a. Și din acel moment am știut ce trebuie să fac cu mine, ca să fiu bine. Adică am zis, domnule, eu pe omul ăsta nu l-am întâlnit întâmplător, era cumva în perioada Paștelui, era Iisus din Nazaret la televizor, abia fusese revoluția și atunci era mai multă religie afișată și la televizor. Și am zis, gata, eu acolo vreau să mă duc. Și am citit C.S. Lewis, după aia am citit Bertrand Russell, după aia am mai citit preoți români. Ce mai apărea așa? Ai simțit o legătură profundă atunci cu Dumnezeu în perioada respectivă?
Uite că nu știu dacă legătura era cu Dumnezeu sau era cu mine. Nu știu asta să spun. Dar ceea ce ai citit te-a ajutat da, să treci. Poți să numești episodul respectiv o traumă în viața ta? Da, o traumă te simt, mare, te da. Simt, mă simt încordată nu, așa. Încordată nu că vorbești despre acest moment și n-aș vrea nici să intru foarte mult în detalia ta, timp cât poate nu dorești să da. Dezvălui. Dar asta a fost o traumă pentru tine. Da. Care, ai spus că peste timp, te-a marcat. Adică... m-a marcat pentru că nu am vorbit cu nimeni despre ea și n-am știut ce să fac cu ea. Și cumva m-am descurcat cu ea, dar când a revenit în amintirea mea conștientă mai târziu, am lucrat-o în terapia mea, am gestionat-o și acum o gestionez. Deci, părinții n-au știut de treaba asta? Nu. Când le-ai spus? Când mi-am amintit de ea, pe la 20 ceva de ani. Da. Și ei ce au spus? Le-a părut rău că n-au știut, le-a părut rău că a trebuit să mă descurc singură cu accidentul respectiv și da, le-a părut rău. Asta e că le-a părut rău. Ție ți-a fost rușine să împărtășești cu ei? Nu mi-am pus problema să împărtășesc cu nimeni. Și pentru că aveam o stimă de sine foarte scăzută din cauza greutății, da, nu mi-am pus problema să împărtășesc cu cineva, nici măcar cu preotul, adică nici nu pot să zic că am avut parte de un preot bun, că nu prea îmi plăcea preotul de la biserica unde mă duceam, mă duceam așa să-mi iau atmosfera, să ascult predica, să văd oamenii, să aprind lumânările, să mă reconectez cu bunicul meu și asta care murise, cumva, deci îmi creasem niște mecanisme care să mă țină într-un loc mai sănătos, mai... Deci religia a fost foarte importantă pentru mine. Iar țin minte că tata și mama îmi ziceau, domnule, ce faci acum, postești? Țineam toate posturile de peste an, citeam așa și aveam comportamente religioase. Mă opream pe stradă, odată țin minte când eram în clasa 10-a, am găsit o femeie în fața unei biserici. Asta cred că aș face și acum. Dar atunci eram foarte... strictă. Da, foarte strictă și chiar făceam. Adică am găsit femeia în fața bisericii, am întrebat-o unde stați, am dus-o acasă, am chemat un taxi, m-am dus la ea acasă, era o casă cu muște, cu foarte neîngrijită și am zis, păi cum stați în... Ea avea 80 ceva de ani și i-am făcut curat în casă, norocul meu era că stătea lângă mine și mă duceam după aia în fiecare zi să-i duc de mâncare, să fac ceva. Da. Deci voiai să ajuți. Da, foarte mult. Nevoia asta da. De a ajuta oamenii. Da. Dar tu aveai cea mai mare nevoie de ajutor în perioada respectivă. Acum ai depășit trauma prin care ai trecut în copilărie? Nu știu să spun dacă am depășit-o. Sau ce le poți spune celor care au în copilărie anumite traume? Ce să facă? Mă refer la copii care poate nu știu ce să facă cu ce li se întâmplă. Eu cred că pur și simplu trebuie să găsească niște oameni resursă în jurul lor, care pot fi oricine, sunt acum, de exemplu, Teen Lines, liniile pentru adolescenți unde pot să sune și unde sunt psihologi acolo care îi pot asculta. Sunt mult mai multe resurse decât erau pe vremea noastră și sigur, la părinte ar fi ideal, dar eu știu din poveștile adolescenților cu care lucrez eu că uneori nu te poți duce la părinte. Nu te poți duce pentru că te întâlnești cu o reacție de respingere care nu-ți folosește, care nu le folosește copiilor. Și atunci fiecare se descurcă cum poate, că niciun psiholog nu poate să treacă peste autoritatea părintelui, pentru că în viața copilului părintele are autoritatea. Deci sfatul meu ar fi să sune la Teen Line, să știe că e cineva acolo, să vorbească cu prieteni, să... orice să facă. Traume sunt mai multe. Nu a fost doar accidentul respectiv. Au fost mai multe la mine, după cum există traume în viața fiecăruia. De asta m-am și făcut psihoterapeut de traumă. Încă nu sunt psihoterapeut, dar am 4 formări în psihoterapia traumei. Cred foarte mult că trauma este un fapt al vieții care poate fi renegociat. Și cred, nu-mi pare rău de nimic din ce mi s-a întâmplat, de nicio experiență pe care am avut-o, că eram adolescentă, că eram copil, că eram adult, că și ca adulții se întâmplă.
Deci nu-mi pare rău de nimic, pentru că sunt convinsă că toate m-au adus aici unde sunt. Unde ești acum. Da, asta, da. Sunt convinsă. Și n-am păstrat ranchiună, chiar dacă am trecut prin multă violență interioară față de mulți oameni, n-am păstrat ranchiună față de ce mi s-a întâmplat, să zic așa. Am înțeles. Da. Ai fost la părinți tu și fratele tău. Cu da. Câți ani mai mare sau mai mic este Eu el? Mai mare cu 2 ani decât el. Deci cu el, cu mai cum, mic. Cum te-ai înțeles? Când eram mici, ne-am înțeles, eram așa ca șoarecele și pisica, dar cumva din adolescență relația noastră a fost foarte puternică și a rămas puternică de-a lungul timpului și acum este... Este o legătură care s-a păstrat. Da, și mă emoționează. Ori de câte ori vorbesc despre el, îmi dau lacrimile cumva, pentru că atât de profundă e legătura asta. Deși ne-am certat de-a lungul timpului, ne-am supărat, cumva am revenit unul către celălalt. Uite, ți-am făcut o surpriză și fratele tău este în legătură directă cu noi. Chiar acum o să-l ascultăm la telefon. Te salut, Dan! Bună! Mă bucur tare mult că ai acceptat să ne spui câteva detalii despre sora ta, Otilia. Mi-ar plăcea să ne spui cum era ea în copilărie. Cum ți-o aduci tu aminte? Ea ne-a dezvăluit așa câteva aspecte din viața ei, dar cum ți-o aduci tu aminte pe Otilia din copilărie? Încerc să mă gândesc la niște lucruri concrete. Otilia a fost un copil foarte bun, cel puțin așa mi-aduc eu aminte. Nu-mi țin minte să fi creat probleme părinților sau învăța. A avut toate aceste calități. A participat la olimpiade, a fost la olimpiadele naționale de matematică, la 2 sau 3 olimpiade naționale de matematică, deși nu pare, dar ea a fost foarte mult spre zona reală din școală. Da, era axată pe învățat. Da, învăța peste media altor copii de vârsta noastră. Ea ne-a povestit de anumite aspecte din viața ei, mai puțin plăcute din copilărie, poate că și tu ai surprins anumite aspecte. Ce făceai atunci când o vedeai poate supărată? Ce făceam eu sau ce făcea ea? Ce făceai tu? O încurajai? Cum reacționai? Cum o vedeai tu în momentele alea? Eu așa zic că ne-am încurajat unul pe altul când eram supărați sau aveam diferite probleme în copilărie și acum facem cam același lucruri. Da. Deci ați păstrat legătura destul de bine, da? Da. Despre ce discutați atunci când? Da. Despre ce discutați atunci când vă întâlniți? Despre ce discutăm acum? Depinde. Cel mai mult cred că începem să discutăm despre părinți și după aia cred că ne ducem fiecare în zona care ne apasă mai tare, problemele noastre ale fiecăruia. Vorbim destul de mult când avem timp la telefon, ne vedem, depinde. Dar cam așa, în general, problemele. După aia vorbim și de lucrurile frumoase ale vieții. Ce ar trebui să schimbe Otilia la ea? Mă gândesc aici. E foarte greu să-i spui cuiva apropiat că trebuie să schimbe ceva sau ce ar trebui să schimbe, mai ales când sunt învățat de atâția ani cu ea. Probabil mă gândesc chestiunea asta legată de raportarea în anumite relații. La asta mă gândesc eu. Ea e o fată foarte bună și cred că se implică cam mult în unele lucruri. Da. Să știi că înainte să luăm legătura telefonică, Otilie i-au dat lacrimile. A spus că între voi există o legătură foarte frumoasă și te-aș ruga să-i transmiți acum un mesaj Otiliei, mai ales că ea te aude. Îi transmit un mesaj? Ce să-i spun? Îi urez succes în carieră și drumul pe care și l-a ales să fie cât mai bun. Mulțumesc! Și eu îl iubesc!
Da, mulțumesc tare mult, Dan, că ai intrat în legătură directă cu noi. Da, ai fost foarte amuzată pe tot parcursul interviului cu fratele tău. Deși el răspundea concret și s-a întors în timp foarte frumos. Da. E interesant că, deși ai avut momente din copilărie care te-au făcut să suferi, acum le privești cu umor. Oare cumva au un fel de autoapărare? E clar că acum când zâmbesc ca, sau când râd, e cu autoapărare. Când l-am auzit pe el vorbind, știam exact la ce se referă și de-aia râdeam. Când a spus, de exemplu, că știu că nu pare, dar ea a fost mult pe real, pe matematică, cu premii speciale. Că într-adevăr am primit premii speciale la Olimpiadele Naționale și când a zis știu că nu pare... E ca și cum știu că ea pare așa aeriană, cu capul nori, cu copilaș, cu fluturaș, da, cu nu știu ce. Și asta mă distrează felul în care mă percepe el și știu cum mă percepe, știu ce părere are el despre mine. Și când a zis asta că mă implic mult în relații, știu exact la ce se referă. Am înțeles și tu ți-ai adus aminte concret acțiunile. Da. Exact. Da. Deci ai fost un copil foarte bun la școală, exact ceea ce îmi spunea ei la începutul emisiunii, că încercai să compensezi cumva. Da. Și te-ai evidențiat prin un copil silitor la școală. Ce liceu ai urmat? Deci în primii ani de școală am înțeles, ai fost la olimpiade, apoi ai mers pe un liceu, ce profil? Pe profil mate-informatică. Aha, deci ai mers pe profil real. Da, dar n-am fost bună. Adică la matematică m-am lăsat în clasa 10-a de matematică și informatică nu o înțelegeam, deci m-am dus acolo doar pentru că erau copiii cei mai buni și voiam să fiu copiii cei mai buni din oraș. Am înțeles. Dar eu în liceu m-am ocupat de citit. Atunci ai continuat să citești. Da. Și facultatea, ce domeniu ai urmat? Am urmat ASEUL. Deci tot profil real. Da, tot profil real, pentru că eram prea bună și trebuia să fac ceva cu matematica aia. Și eu voiam în clasa 11-a să dau, m-am supărat, așa am zis eu, la olimpiadă nu mai merg la matematică, ca să mă lăsați toți în pace, că-s bună la mate, mă duc la engleză. Și m-am dus la engleză și acolo a fost minunat. Am citit Shakespeare, mi-am cumpărat de la olimpiadă, uite așa, toate operele lui Shakespeare, le-am citit pe toate atunci. Și am zis, gata, eu mă pregătesc să dau ori la psihologie, ori dacă nu, dau la engleză. Și cumva m-a convins tata că la psihologie n-ai ce să faci cu psihologia în România, că nu e așa ca în filme, cum crezi tu, dar faci ce vrei. Și cu engleza ai zis, băi, nu-i păcat, du-te și tu la ASE, la relații internaționale, acolo îți folosești și engleza, și matematica, te faci diplomat, te faci ambasadoare, nu știu pe unde, zic, bine, hai că fac asta. Și ai urmat și m-am dus la ASE, da. Care mi s-a părut, îmi pare așa de rău să spun, atât de plictisitoare pentru mine. Deci nu înțelegeam nimic. Deci ai urmat facultatea de ASE, deși nu-ți plăcea și nu înțelegeai. Nu înțelegeam, învățam pe de rost, la un moment, nu înțelegeam macroeconomia, aia mă termina macroeconomia. Ți-a părut rău de felul în care a îndrumat tatăl tău? Nu, pentru că după această facultate am ajuns să lucrez în Olanda la KPMG, unde am făcut o calificare ACCA se cheamă, Association for Chartered Certified Accountants, care e o calificare foarte grea de 3 ani și pe aia am înțeles-o și mi-a plăcut, una high level așa, pe care am și predat-o în România după aceea. Deci nu-mi pare rău, pentru că fiecare etapă te-a dezvoltat pentru ceea ce ești acum. Da. O să ajungem și la ceea ce faci în prezent și cum ai ajuns acolo. Ai zis la un moment dat că ai fost în Olanda. Cum ai ajuns în Olanda? M-am îndrăgostit în anul 4 de un bărbat olandez și un an de zile mi-am terminat facultatea, eram în anul 4, după care m-am mutat în Olanda. Câți ani ați stat acolo? Am stat 5 ani. Și cum a fost perioada aia? A fost o perioadă grea în care plângeam după fratele meu foarte mult. Deci în primii 2 ani plângeam după fratele meu pentru că mi-era foarte dor de el și mi-a fost greu să mă separ de România. De casă, de părinți. Eram încă fata lui mama și a lui tata. Și când v-ați decis să veniți în România? După ce l-am născut pe băiat, pe primul copil. După ce l-am născut pe Iuri, în 2006, atunci mi-era clar că eu nu mai pot să lucrez la KPMG. Lucram la KPMG, un Big Four, și făceam audit și lucram de dimineață până noaptea, așa. Mm-hmm. Cam asta era viața mea. Și atunci am zis, eu totuși aș vrea... L-am născut frumos pe Iuri, că în Olanda am învățat să nasc natural, am învățat toate lucrurile astea naturale de conexiune între mamă și copil și am zis, uite, nu vreau să lucrez acolo și voiam să facem și o schimbare, fostul soț, că între timp e fostul soț,
voia să facă o mișcare, să nu mai rămână în Olanda și atunci am zis, hai să mergem în România, că e locul cel mai, ați venit cel mai la îndemână. Dar schimbarea cea mai mare a ta, din punct de vedere profesional, a intervenit la 33 de ani. Da. Te-ai reorientat. Ce da. Ai făcut mai exact? La 33 de ani, care e vârsta și a lui Iisus Hristos, așa, cumva, asta am realizat pe parcurs. Am... cumva, deci eu l-am născut pe Iuri la 28 și la 28 țin minte că voiam să fac totul foarte bine. Și mă gândeam, măi, ce fac eu cu un bebeluș? Eram încă în Olanda. Ce fac eu cu un bebeluș? Păi mă conectez cu el și mi-era drag de el și mă jucam. Îmi plăcea mult să mă joc, să-i arăt, să comunic în felul acela. Și într-o zi am zis, hai să învăț să-i fac masaj. Și am sunat, m-am uitat pe net, a venit o doamnă din Indonezia care m-a învățat să fac Chantala masaj, baby masaj. Și atunci ea mi-a spus, uite, eu îți recomand o carte scrisă de Aleta Solter despre plânsul copiilor și dacă cumva copilul tău plânge vreodată, uite, să iei cartea asta. Și ea mi-a spus atunci mai multe lucruri înțelepte pe care eu nu le-am înțeles. Am comandat cărțile, dar le-am lăsat așa, m-am uitat un pic prin ele, am zis, nu se aplică la mine și la copilul meu, dar le las acolo. Și totuși? Da, și totuși, când m-am mutat în România, am văzut că bebelușul meu plângea mult, iar eu tot ce făceam era să îl distrag, să nu mai plângă. Și atunci mi-am amintit de cărțile Aletei Solter, pe care mi le-a recomandat doamna cu masajul. Le-am citit și am zis, măi, eu trebuie să fac ceva diferit, că înțeleg acum de ce plânge, înțeleg că are dureri, unele sunt ale lui, unele sunt de la mine... Și după aia am avut mai multă sete, mi-am reamintit de pasiunea mea pentru psihologie, pe care o aveam de la Dostoievski cumva, pentru că m-am lăsat mult influențată de el și ca om și ca stil de scriitor, viață. Da, și ca scriitor, exact. Pentru că pe Dostoievski l-am simțit foarte autentic. Pe Tolstoi îl iubesc și pe Tolstoi, dar el este mai flirtant așa. Dar Dostoievski e foarte, foarte autentic. El și cu crizele de epilepsie, adică îl cred mai mult pe Dostoievski decât pe Tolstoi, dar Tolstoi e mai flirty, așa, mai are... Dar îmi plac amândoi în egală măsură. Și decizia ta de a schimba profesia, de a te reorienta, da. Când a fost? La 33 de ani? Nu, a venit pe parcurs. La 28 de ani mi-am dat seama că vreau altceva de la viață. Dar n-aveam... Ziceam, ce ai făcut concret? Da. Concret a fost să citesc mult. Să citesc multă psihologie, să citesc cărți de parenting. Cărțile de parenting nu mă satisfăceau pentru că erau acolo sfatul 1, 2, 3, dar nu-mi ieșeau. Și atunci am zis, ok, e ceva mai profund, trebuie să merg la psihologie, ia să înțeleg cum se dezvoltă copilul ăsta, ia să înțeleg ce se întâmplă cu mine. Și după aia am zis... Deci tu ca mămică ai dat la facultatea de psihologie. Da. Ai urmat cursuri de psihologie și da. Erai și angajată? Sau... Eram și angajată, doar că eram în concediu de maternitate cu Ana și atunci mi-a permis... mi-a permis să mă duc să fac niște cursuri de parenting în România. Timpul acela o luam cu mine la cursurile de parenting, că era bebeluș. Deci între timp a venit al doilea copil. Între timp diferența între cei doi era de... Ca între mine și frate, un an și 10 luni. 2 ani aproape. Aproape 2 ani. Da. Ok. Și cu doi copii mici, cu doi copii, ai început facultatea de psihologie. Am început nu facultatea, nu. De fapt, mint, am zis, ok, vreau să fac, să țin și eu cursuri. Eu la vremea aia țineam cursuri de ACCA pentru BPP, pentru o companie care predă cursuri financiare oamenilor din departamentele financiare. Și îmi plăcea să predau cursuri, mi-am dezvoltat speaking-ul acolo, să zic așa, și conexiunea cu oamenii, deși erau pe niște domenii care nu-mi plăceau neapărat, deși unele da. Și apoi am zis, ok, păi facultatea mi-a mult timp, dar parcă aș face cursurile astea de parenting. Am făcut o calificare de un an de zile cu Hand in Hand Parenting în America. Apoi am dat la facultatea, la Open University din Anglia, unde am făcut psihologie timp deci de 5-6 ani. Deci tot ai făcut psihologie. Da. Bun, și după toate aceste calificări, ai zis, ok, vreau să fac ceva revoluționar în România. Practic, tu ești printre... Le-am făcut în paralel, n-am stat să termin te gândești, calific. Ok. Și ai venit cu conceptul de parenting. Ai fost printre primii oameni în România care au venit cu acest concept de parenting în România. Cum era atunci privit de către români parentingul? Mai ales că... Eu n-am fost prima. Nu prima, da, printre, am printre zis. Primii. Am fost prima pe o anumită bucățică și pe aceea mă bucur că am introdus-o în România. Dar prima oară când am făcut cursuri de parenting,
Nu mă descurcam cu relația de gelozie dintre băiat și fată și am fost la un centru de parenting care se cheamă Parent Time și făceau training-ul părinților eficace. Și țin minte că la un moment dat a fost o întâlnire în care trebuia să povestim despre copilărie și despre cum am fost crescut, stilul, exact ce m-ai întrebat și tu, stilul de parenting al părinților. Și atunci, după acea ședință, mi-am zis, eu vreau să mă fac psihoterapeut, vreau să mă duc să-mi fac eu terapia mea și am început să fac terapie. Aveai cu cine? Aveam cu cine. Părinți să facă la vremea respectivă, e vorba de ce an? 2007, era vorba, 2006. Îți spun imediat, în 2009 am fost eu prima oară la terapie pentru mine. Știam, eu n-aveam cum să fac terapie cu alți oameni atunci, pentru că încă n-aveam nici calificări, nici facultate, dar știam că vreau să fac cursuri de părinți. Iar cursurile pentru părinți, deci am început terapia mea, am fost la o psihoterapeută, după aia am mai fost la altcineva, că nu ne potriveam. Și tot așa, până când mi-am găsit, adică, o compatibilitate. Da, compatibilitate, da. Și apoi am, practic, ca să mă cunoască lumea, m-am dus în parc cu fluturași. Și cumva m-a ajutat că am făcut acele cursuri pe iarbă, pe zona părinți. De playful parenting, da, prin intermediul centrului Parent Time. Și veneau 3-4 părinți, eu dădeam fluturași, după care... Le explicai. Da, le explicam, îmi plăcea și apoi încetul cu încetul am crescut. Acum ai un curs Joc și emoții. Da. Ce înveți prin acest curs? Ca noi părinții să ne jucăm cu copiii noștri? Nu, sau... și asta, dar deci în cursul acesta are numele din 2012, dar l-am păstrat pentru că toată lumea îl știe, e ca un brand, cursul Otiliei de Joc și emoții, acolo trebuie să te duci, dar cursul nu e doar despre asta, e mai mult acum, adică s-a transformat mult de atunci, este despre noi. Despre noi, da, părinții. Părinții, despre, adică fac foarte multă introspecție cu părinții acolo, părinții povestesc, ne ascultăm unii pe alții, vorbim. Deci te întorci cu ei în copilărie, practic. De multe ori. Deci mergem în paralel, pentru că părinții au și nevoie de ghidaj, au nevoie și de un sfat. Dom'le, dar ce fac? Înțeleg că trebuie să lucrez cu mine, dar până lucrez cu mine trec 30 de ani și până atunci îmi crește copilul. Deci ce trebuie să fac? Și atunci, pe de-o parte, zic, ok, copilul face asta, hai să vedem, pac, ce simți tu? Întâi tu ești primul, după aia copilul și după aia zic ce faci și cu copilul. Că de multe ori părintele, având un anumit tip de educație implementat, poate că devine părintele lui, da, în locul, da, pe care poate nu l-a dorit. Adică dacă a fost agresat de către părinte, poate și el acum devine un agresor pentru propriul lui copil. Exact. Deși nu dorește asta. Da. Lucrezi cu astfel de părinți? Da, lucrez cu astfel de părinți. Lucrez în cabinet... ei, pentru că ei vor să se schimbe. De-aia eu niciodată nu am aruncat. Știu că a fost la un moment dat o întreagă campanie pe Facebook că să dăm cu noroi în părinții care își bat copiii. Și am zis, stați așa un pic. Ok, nu e ok să ne batem copiii, dar eu cunosc foarte mulți părinți care nu se pot abține și care vor să schimbe. Pentru că au traume. Da, sigur, trebuie să avem campanii, trebuie să avem legi, trebuie să avem toate lucrurile astea, dar nu putem să dăm cu noroi înainte să cunoaștem familia aia. Uh-huh. Da, deci eu cumva înțeleg și ce se întâmplă în spate, că și eu am făcut greșeli, și eu am lovit copiii mei, fără să vreau, deci știu ce înseamnă să-ți fugă mâna aia și să nu poți să o controlezi. Emoțiile nestăpânite. Da. Și când care vine automatism. Da, 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 da. Despre joc, la un moment dat spuneai că da, trebuie să ne jucăm și cu copiii. Cum, da, ar trebui să ne jucăm și să fie în alvăr și joc, dar și educație în același timp? Da. De multe ori noi ca părinții separăm. Acum stăm și citim, acum învățăm pentru școală, dar copiii vor tot timpul să se joace. Să se joace, exact. Cum am putea noi să intrăm în lumea lor și cu toate, da, astea să încercăm să și implementăm niște principii, valori, uh-huh, cu care ai noștri copii să se ridice, da, în viață? Jocul eu îl folosesc pentru partea lor emoțională, pentru procesarea emoțională, și îl fac destul de terapeutic, dar nu înseamnă că eu tocmai asta învăț pe părinți, joc terapeutic, adică un joc, sună așa pompos, dar e foarte simplu de fapt. Se iau două animăluțe și copilul îți creează un joc cu acele animăluțe și făcând ce-și dorește copilul în joc, făcându-l pe ursuleț să spună una și pe maimuțică să spună altceva,
Copilul își permite să intre în subconștientul lui cu acele două animăluțe, cu jocul și, de fapt, cu conexiunea mea cu el. De fapt, asta este. Mașina, vehiculul ca să ajungă acolo, în subteran, este conexiunea mea cu el, atenția mea și acceptarea mea. Pentru că el poate să se joace de-a polițiștii, de-a hoții, de-a ceva și eu, dacă spun nu ne jucăm așa că nu-i frumos, el o să zic atunci nu se mai duce în subteran, rămâne aici. Bun, deci tu te joci cu el, ce joc alege el, da. Dar pe el îl ajută să-și exprime foarte bine ceea ce simte. Exact. Tu îți dai seama exact ceea ce simte copilul respectiv, da, prin jocul pe, da, care îl face. Și orice părinte, nu doar eu. Am văzut părinți, adică toți părinții când se joacă joculeții din astea, zic, a, păi am înțeles ce se întâmplă cu el. Nu i-a plăcut că a plecat tatălui la un curs acum două zile și că e dor, sau este greu că s-a născut surioara lui, sau deci părinții înțeleg, sunt intuitivi, sunt foarte conectați cu copiilor. Deci pentru asta jocuri de genul ăsta le explic părinților principiile jocului, le explic cum să facă să nu se streseze când copilul abordează un joc mai dificil și să nu folosească jocul în scop manipulativ pentru copil. Că tendința este, ia să văd eu ce s-a întâmplat azi la școală sau la grădiniță, hai să luăm două animăluțe. Și părintele se gândește că acest copil va pune în joc ce s-a întâmplat și așa află și părintele dacă învățătoarea e drăguță sau nu. Acum aflăm online, că o auzim din camera elaltă, dar... Și atunci copilul și nu este nu recomandat. Va intra. Da. Nu, pentru că îl va face odată și se va simți imediat manipulat copilul. A fost perioada asta online, într-adevăr, da, în care părinții au trebuit să facă și pe profesorii acasă și mulți dintre cei care susțin cursuri de parenting spun că da, trebuie să te joci și să nu fie o presiune pe copil atunci când învață. Da. Tu ce recomanzi aici? Eu am recomandat, acum nu știu din ce parte a psihicului meu am făcut această recomandare, dacă e din partea de psiholog, îmi vine să zic că e din partea de psiholog. Este o perioadă grea în care sistemul nostru nervos reacționează complicat prin tot felul de mecanisme, cu toții am luat o razna și atunci ai cere copilului mai mult decât putem noi, mi se pare prea mult și atunci eu zic așa, hai întâi să am grijă de mine, să nu iau eu razna, să nu mă țăcănesc, să am grijă de sufletul meu, așa cum știu eu mai bine, făcând lucruri care îmi plac, care mă conectează cu natura, care mă conectează cu mine, cu Dumnezeu, cu ce mă ajută pe mine în viață și după aia învățatul copilului o să vină și ăla. Dar dacă eu acum sunt așa agitată și el țăcănită... El mă simte și poate că, da, refuză din start... Da. Orice de la mine, orice. Deci, în primul rând, părintele trebuie să fie foarte relaxat, pentru că al tău copil, al nostru copil, simte când, da, ai tensiune și vrei să impui anumite lucruri, da, dar nu se poate. Interesant. Jocurile online, ce părere ai? Crezi că a pus o barieră între copiii din ziua de astăzi și părinți? Cred că depinde de noi cum folosim jocurile astea online, pentru că, într-adevăr, realitatea este că părinții lucrează de acasă foarte mult și nu îi pot supraveghea pe copii. Și atunci, de multe ori, și eu am făcut treaba asta de foarte multe ori, i-am lăsat pe copii online să se joace cu alți copii sau să se joace singuri, dar, în același timp, cumva, ei petrecând mai mult timp în online, vreau să am grijă să mă duc și eu în online acolo, să văd la ce se uită pe TikTok, de exemplu. Deci părinții să monitorizeze. Să nu fie atât de strict, dar... spui tu, deci să fie un echilibru, pentru că până la urmă societatea a mers mult mai departe față de cum am fost noi crescuți, da, în copilărie. Noi nu aveam atâtea gadget-uri, nu aveam atâtea ecrane, da, și totuși de multe ori nu știm cum să ne raportăm la situația de față. Știu, așa e. Eu aș merge într-adevăr pe o abordare mai de mijloc, adică nici să nu le interzic total, dar atunci când vreau să intru în lumea online-ului lor, să o fac așa cum o fac și în viața lor reală, adică cu curiozitate, hai să vedem ce-ți place la jocul ăsta, hai să văd și eu jocul ăsta, și eu m-am jucat Among Us, am pe telefon Among Us, că a fost jocul anului. După aia mai era, nu mai știu, Brawl Stars. Asta ca să observi în ce fel influențează psihicul copilului. Nu, n-am făcut-o pentru asta. Am făcut-o ca să fiu ca ei. Ca să fiu cu ei în lumea aia. Nu te-ai gândit că poate influențează negativ? Da, sunt atentă și la jocurile astea.
și la jocurile negative. Am fost atentă cât au fost mici. Acum cea mică are 10 ani și cel mare are 14, cea mijlocie are 12. Deci nu mai am nevoie de atât de multă supraveghere. Da, mai ales că la 14 ani pot să supraveghez cât vreau, nu mai am control la 14 ani, la 12 deci mai am valorile deja trebuiau puse, bazele trebuiau deja puse, pentru că acum sunt preadolescenți. Adolescenți și cea mică e preadolescentă. Cum te înțelegi cu trei copii? Ai multe provocări. Da, și nu tot ce am învățat despre copiii mici nu se aplică la copiii mari, adică eu trebuie să fiu o altfel de mamă. Deja copiii mei, când intră în contact cu o persoană care are copii mici, zice, uite cum vorbește cu noi, se vede că are copii mici, că se raportează altfel, deci trebuie să te raportezi altfel la copiii mari. Să fii actualizată. Da, să fii mai de-a lor, să le știi glumele, să știi terminologia lor, că au și ei niște termeni pe care îi folosesc mai mult, să le știi muzica, să le știi TikTok-urile, să le știi dansurile, să le... E important să cunoști foarte, nu foarte bine, dar cât de cât un pic lumea aia. Îți povestesc anumite întâmplări din viața lor, adică sunt apropiați de tine, toți cei trei copii, sau poate îi vezi în anumite momente rezervați. Mă gândesc acum chiar la adolescentul tău, Iuri. Da. Uite, apropo de traume de copilărie, că am spus că da, eu am traume și eu nu cred, eu nu dau vina pe părinții mei, în primul rând, pentru că eu însămi sunt o persoană care a contribuit la traumele copiilor mei. Eu am niște copii normali, nu sunt, cum să zic, dar cred că datorită felului mai liber și mai atent la ei, în care i-am crescut împreună cu tatăl lor, cred că au o inteligență mai și un entuziasm față de viață un pic mai mare față de ceilalți copii crescuți mai reprimat. Da, așa. Adică au mai mult, nu știu, mai multă... Sunt mai echilibrați, poate. Nu știu dacă sunt mai echilibrați, dar sunt copii care și ei au traumele lor. Adică eu le știu la fiecare care sunt bucățile lor traumatice și știu că am contribuit la ele și sunt cumva... Lucrez cu ei. Lucrez cu mine. Repari acum? Nu mai repar așa de mult, că ei nu mai vor. La adolescență copiii nu vor să repare traume. Și atunci ce ar trebui? Ce vreau eu să zic este că eu am o relație bună cu ei. Deci în ciuda porcărilor pe care le-am făcut eu, relația mea cu ei e bună. Adică ei îmi spun mie până acum cele mai rele lucruri pe care le fac, cele mai rele lucruri care li se întâmplă. Spre exemplu, avem un cod aseară, de exemplu, băiatul meu mi-a dat mesaj pe WhatsApp și mi-a zis: mama, fă-te că mă sun și mă cheme acasă, repede, acum. Și eu... Voia să iasă dintr-o situație dificilă. Da. Și eu... Este foarte fain ceea ce îmi spui, pentru că ai tăi copii te consideră ca prietenul lor. Da, sau prietena lor. Adică nu știu exact, că de multe ori îi zic, eu nu știu în ce categorie să o încadrez pe mama. Mama nu e normală, asta spun ei. Mama nu e dezvoltată ca o mamă. Dar cu toate astea nu vrem altă mamă. Cumva asta e, zic, că nu-s normală, că fac glume multe cu ei. Am o rubrică specială, 60 de secunde, se numește Răspunde în 60 de secunde. Aștept din partea ta răspunsuri scurte la întrebările pe care ți le voi adresa. Când ai fost cea mai mândră de tine? Wow, anul în 2020. Care e cartea care ți-a schimbat viața? Frații Karamazov. Dostoevski. Ce ai dori să schimbi la tine? Ce aș dori să schimb la mine? Ce zicea frate meu? Asta cu implicarea prea mult într-o relație. Aș vrea să o fac, să mă implic, dar să o fac mai deștept. Care este ultimul lucru pe care îl faci seara înainte de culcare? Mă uit pe telefon. Cea mai fericită zi din viața ta a fost? Când mi-am născut cei trei copii. Au fost trei zile. Trei zile. Cel mai mare dușman al tău? Procrastinarea. Amânarea. Pentru ce ești recunoscătoare astăzi? Astăzi, pentru că sunt aici, în emisiune. Ce frumos. Da. Cel mai mare regret din viața ta? Mare regret din viața mea? Nu am. Nu ai. Nu. Cea mai mare frică a ta? Frica că nu mă pot conține. Conține? Eu. Da. Frica că... nu-mi pot conține reacțiile mele agresive, de exemplu, agresive verbal. Asta e frica mea cea mai mare. Că nu te poți stăpâni verbal.
Deși o fac mult mai bine, dar în continuare cred că asta ai de lucrat cea mai mare. Am de lucrat, da. Te-ai descurcat foarte bine. Am mai aveam câteva întrebări, dar oricum a fost esențial ceea ce ai răspuns. Ai cu tine două cărți pe care aș dori să ni le prezinte. Și pe lângă faptul că ești psiholog și specialist în parenting, expert în parenting, ești și autor a două cărți. Da. Ce cărți sunt? Prima este Secretul Monstrului. Este o carte, este o poveste terapeutică pe care am scris-o în urma unor jocuri cu copiii, nu cu copiii mei, deși le-am făcut și cu copiii mei. E o carte frumoasă, dacă observi, e despre pisici și a doua e tot despre pisici și știu, înțeleg de unde îmi vine, pentru că eu când eram mică am crescut cu o carte despre pisici, care se chema Pisicuțul Pisicel. Deci aveam 2 ani și o știam și pe aia pe de rost și cred că de aia am lucrat cu ilustratoarea Livia Cologi, care și ea iubește pisicile, deci n-aveam cum. Deci sunt povești pentru copii. Sunt povești pentru copii. Învățături. Da. Asta, de exemplu, Secretul Monstrului este cum să-i ajutăm pe copii să treacă peste frici, de întuneric, de absolut orice. Pentru că toți copiii personifică o frică de-a lor sub forma unui lup, monstru și așa mai departe. Pe asta am scris-o în 2017. E o carte foarte bună și utilă. Da. O folosesc și psihologii, și părinții și ajută foarte mult copiii. Iar asta este o poveste despre o fetiță, aceasta a apărut anul trecut, o iubesc foarte mult. E despre Kikimora care își caută o pisică și găsește o pisică care este neobișnuită. Și pe care nu o vrea nimeni, dar ea o ia după ce vorbește cu mama ei. Și atunci asta am vrut să... E o poveste mai năzdrăvană. Copiilor le place foarte mult, în cred general. Cred că se vor identifica mulți, pentru că, într-adevăr, copiii fac lucruri trăznite. Da. Copiii chiar fac lucruri trăznite. Mulțumesc. Și mulțumesc și eu de ocazia de a le arăta. Timpul a expirat, Otilia, dar nu vreau să închei până nu mi mai răspuns la o singură întrebare. Cum te vezi tu peste 5 ani și... Să zicem că sunt două întrebări în una și ce obiective îți propui așa pentru viitor, să zicem, următorii 5 ani? Bun, în următorii 5 ani îmi propun să am o relație de cuplu în care să fiu bine. Asta este dorința ta cea mai mare. Da, asta e dorința mea cea mai mare, pentru că am fost singură cam 4-5 ani și mi-am dat seama că pe mine m-ar hrăni și m-ar împlini o relație de cuplu bună. Am un început de relație acum, care îmi place. Și un alt lucru, aș vrea ca relația cu copiii mei să fie bună. Deci eu cu mine sunt pe un drum bun. N-am cum să mă mai întorc să n-am o relație bună cu mine, dar aș vrea un bărbat bun lângă mine și pe care să-l iubesc și care să mă iubească să și cu copiii, și eu cu copiii să fim bine. Ai avut niște episoade mai puțin plăcute și în căsnicie și în copilărie pe care ai reușit cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că te-ai legat foarte mult de divinitate, să treci peste ele. Da. Și asta este de admirat, cu zâmbetul pe buze, dar și cu o durere, plânset în spate, dar cu o durere mare în suflet. Da. Afișezi așa un optimism, dar de fapt traumele încă lucrez cu ele. Da, încă lucrez. Și vreau să-ți mulțumesc pentru sinceritatea pe care ai avut-o în această emisiune și pentru vulnerabilitatea ta. Mulțumesc. Nu a fost lucru puțin. Oamenii te cunosc poate altfel decât ai fost în această emisiune. Și ce să zic, să-ți îndeplinești toate dorințele. Îți mulțumesc. Și eu vreau să-ți mulțumesc ție pentru felul în care ai condus emisiunea și pentru felul în care m-ai condus și către mine. Și m-am lăsat, să știi. Mulțumesc tare. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!